Fraților și surorilor din Galaten, din capitolul 5, haideți să și citim, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Din Galaten, din capitolul 5, versetul 16 și până la versetul 24 putem să citim. Cuvântul care spune astfel. Zic, dar, zice Apostolul Pavel, Umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firia pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, cum ar fi drogurile. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Și aș vrea să aduc în fața dumneavoastră această temă a celor două sisteme de poziționare spirituală. Noi numim sistemele astea sisteme GPS în mod uzual și cei mai mulți șoferi știu ce înseamnă asta. Dar uitați-vă că Biblia ne vorbește aici despre un GPS spiritual, fie al binecuvântării, fie al blestemului. Și cuvântul pe care l-am citit de aici ne vorbește în termeni foarte categorici și foarte clari. În primul rând, în primul rând, observăm poziționarea, poziționarea acestor două sfere spirituale, să le numim așa, sau una este interioară, da? Deci poziționarea, una este în locurile cerești, este vorba de Duhul care poate să fie și în tine. Dacă Dumnezeu te-a născut din nou, Duhul Sfânt locuiește în tine și atunci poziționarea e foarte clară, foarte corectă. Al doilea sistem da, de poziționare este în mine, dacă e firea mea pământească și eu ascult de ea, și atunci nu mai ascult de celălalt sistem al lui Dumnezeu și Domnul zice, asta o faci pe răspunderea ta. Deci vedeți poziționarea. Al doilea lucru, semnalele transmise. Uitați-vă cum spune aici versetul 16. Zic dar, umblați, cârmuiți de Duhul. Ce înseamnă asta? Vine Duhul și la nivelul minții mele îmi transmite niște semnale. Și Biblia îmi recomandă și Duhul Sfânt recomandă și Dumnezeu recomandă să umblu cârmuit de semnalele pe care Duhul Sfânt mi le trimite. Dar uite că și firia are semnale și le numește aici Biblia pofte. Versetul 16. Nu împliniți poftele firii pământești. Deci, vedeți, există Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este o sferă de călăuzire și este firea pământească o altă sferă de călăuzire. Semnalele care vin sunt îndemnuri, așa cum ne spune și Pavel în Romani, foarte clar vorbește aici Pavel în Romani, dar de la capitolul 7, 8 încolo, și uitați-vă în special în capitolul 8, spune Pavel aici, versetul 4, noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci, vedeți, îndemnuri mi-aduce și firia, îndemnuri îmi dă și Duhul. Asta înseamnă semnale da? Versetul 5. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Deci, vedeți, semnalele pe care ni le transmite firea sau Duhul sunt îndemnuri. Îți vine îndemn la nivelul minții să faci ceva, pot să vină îndemnuri din firea pământească, și să crezi, sau să consider că ți-a vorbit chiar Duhul Sfânt. Pentru că, vedeți, și din punct de vedere pământesc, dacă te duci undeva cu mașina, s-ar putea să ai niște semnale eronate, greșite. Am uh, citit despre șofer care s-a dus, a dus și eu tot spus uh, GPS-ul ia-o la stânga, ia-o la dreapta, ia-o înainte. Și înainte erau niște scări ale unui tribunal. Cum să intre el cu mașina în tribunal? Dar așa l-a dus GPS-ul. Am fost și noi în misiune și ne-a păcălit GPS-ul. N-am mai avut probabil semnal bun și ne-am trezit într-o pădure și noi mergeam undeva în misiune, în Italia. Deci, vedeți, sunt semnale false. Și de multe ori când vine firea pământească și spunea auzi, nu mai răbda atâta de mult, mă, că trebuie să fii și categoric, mă, trebuie să fii și tu om cu coloană vertebrală. Ia spune-i tu câteva, că doar Biblia nu zice numele Domnului, le tai în bucăți. Și atunci imediat îți aduce firea pământească niște gânduri care nu-s de la Domnul, dar vine cu Biblia. Și vine diavolul și șoptește la ureche și Domnul ce bagă de seamă, semnalele transmise nu sunt corecte. Merge mai departe, da, pe lângă poziționarea locurile cerești sau interiorul meu, pe lângă semnalele transmise, adică îndemnurile, da, îndemnurile de care vorbește romani sau mai precis, spune aici, cârmuirea Duhului prin îndemnuri sau poftele, vedeți, e o diferență între semnalele astea, îmi vine poftă să-i spun la cineva, să strig la el, să fac ceva, asta nu e la Domnul, da? Deci, pe lângă acestea, sunt niște explicații suplimentare pe care ar trebui să le aducem. Până la urmă, ce înseamnă firea pământească? Mulți vin și spun, domnule, ce e aia fire pământească? Nu știu ce se întâmplă, nu știu ce înseamnă fire pământească. Unii o aseamănă cu diavolul, zice diavolul care e noi, nu e diavolul noi, e fire pământească. Am moștenit o rădăcină de păcat de la Adam și asta este noi. Și asta e caracterizată de mândrie. Și asta are uh, efect la nivelul minții, la nivelul voinței, la nivelul emoțiilor. Tot, 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 tot este afectat. De această natură omeniască care nu este născută din nou, nu este răscumpărată. Asta e firea pământească și firea pământească e noi și firea pământească are atâtea rădăcini noi și firea pământească este dacă vreți rădăcina relelor pe care noi le fabricăm și parcă fără să vrei le fabrici relele acestea. Uitați-vă la un copil, are 2 sau 3 ani, mă, câteodată așa răutate are în el și are o cerbice pe care nu poți să-i ofrângi nu poți, foarte greu poți să faci lucrul acesta, de ce? Îi firea pământească în noi. Uitați-vă cum vin copiii și ne mint de multe ori. Uitați-vă cum merg și ascund, mănâncă jeleuri, bagă pe sub covor ambalajele, fac tot felul de lucruri. Mă, cine le-a învățat să facă lucrul ăsta? Eu nu i-am învățat să mintă, nu i-am învățat să fure. Le-am zis că e păcat, dar ei totuși le fac. De ce? Firea pământească este în noi încă de când suntem copii. Uitați-vă cât sunt câteodată de supărat și strigă și să nu le place. Să... Dacă, 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 le duci, nu? îl duci pe un copil, că asta era o discuție odată cu un frate păstor. Zice, sistemul lumii acesteia, sistemul de educație a lumii acesteia, e un sistem deficitar, total deficitar. Știți de ce? Zice, lasă-l pe copil să facă ce vrea. Lasă-l pe copil să aleagă ce vrea. Și la urma urmei, alegerile majore ale vieții, știți care sunt? Prima și cea mai importantă. Alege, zice Dumnezeu, viața ca să trăiești. E alegerea mântuirii. Aia e cea mai mare. E cea mai mare. Ori alegi viața, ori alegi moarte, ori alegi binecuvântare, ori alegi blestemul. Asta o spune Pavel, uh, uh, Pavel în roman, dar nu numai Pavel în roman, că el preia, de fapt, ideea lui Moise din Deuteronomul. Îți spun înainte două căi. Și Ok, copilul stă și trebuie să aleagă. Ce o să aleagă copilul? Că asta e mare alegere a vieții. Că după aceea urmează alegerea în căsătorie, alegerea profesiei și așa mai departe, alegeri mai mici. Dar marea alegere este aceasta. Și ce o zice diavolul? Hai să duc în lumea asta toată un virus la nivel de gândire, că vorbim de virus, le virusez gândirea oamenilor, în așa fel încât atunci când copiii vor ajunge la perioada majoratului să aibă posibilitate să aleagă, dar să-i lase părinții și să-i învețe încă din fragedă pruncie să aleagă ce vor ei să nu le dea nicio îndrumare părinții, să nu le spună nimic că ar fi bună calea cu tare sau cu tare, să-i lase să aleagă ce vor ei. Și au o discuție odată cu un păstor. Ratele ăsta a plecat la Domnul, dar mi-au rămas gânduri ce spunea el. Zice, auzi, eu mi iau copilul de mână, copilul meu are febră, 40, 40 în Celsius, în țară, nu știu aici cât e 40 Celsius, dar are febră copilul, și eu zic așa, mă, copile, tu ești bolnav. Acum uite aici, sunt două posibilități. Te duc la medic, da? Dacă te duc la medic, să ar putea să primești o injecție și asta nu o să-ți placă. Sau te duc la un magazin unde să te distrezi. O să găsești dulciuri, o să găsești aparate, o să găsești tot ce vrei. Alege tu ce vrei. Copilul o să zică, mă duc aici, nu? Că acolo îi place. Dar vorbim într-o problemă mai gravă, nu? Copilul tău are o boală care dacă nu este intervenție medicală rapidă, copilul la moare. Și tu îl duci iar în față la alegeri. Copile, spunem ce faci? Păi mă duc la distracție. Bă, dar o să mor, nu mă interesează, vreau să mă distrez. El nu realizează exact care e situația cu privire la viața lui. De aceea și Biblia spune că la majorat putem să facem, să încheiem legământ în apa botezului și nu în copilărie. Pentru că în copilărie nu avem noțiunea aceasta de responsabilitate. Eram în Londra, asta fac o paranteză, voiau ziarele acolo, acum vreo șapte-opt ani eram, voiau ziarele că un copil de vreo 13 ani cu o fată de vreo 11 ani aveau bebeluș. Gândiți-vă la ce vârstă. Aveau bebeluș. Era bebelușul lor. Și voiau ziarele că s-a dus cineva și i-a luat un interviu la asta. Zice, auzi, tu ești responsabil de copilul la care s-a născut. Dar zice, ce înseamnă responsabilitate? El bar n-avea ce înseamnă responsabilitate. Și râdeau, râdeau oamenii. Zice, uite ăștia, nu. așa sunt copiii, nu sunt responsabili. Și atunci revin la gândul pe care l-am pornit. Da? Firia pământească este acea natură umană pe care noi am moștenit-o de la Adam și care ne trage spre păcat. Și atunci, nu? Dacă asta mi-a afectat mintea, voința, emoțiile mele, înseamnă că există o mare problemă în momentul în care Dumnezeu mă lasă să aleg. Dacă nu vine Duhul Sfânt în viața mea să mă ajute să aleg, e vai de mine. Și atunci, uitați-vă, da, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt vine și mi-aduce niște cârmuiri, niște îndemnuri la nivelul minții. Și uitați-vă ce spune în versetul 17. Spune încă o chestiune suplimentară, o explicație la această problemă. Firia pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora și iarăși pe limba noastră. Duhul îți zice, du-te mă și rogă-te. Firea zice, stai și domn că ești obosit. Duhul zice, du-te și ajută-l pe cutare. Firea zice, dă-i să-l ajute altul. Duhul Sfânt zice, hai și cânt o cântare. Firea pământească zice, a, păi nu, că ești cam răgușit, mai bine pune acolo pe YouTube o cântare și o ascult și tot atâta. nu e tot atâta. Vedeți? Firea și Duhul sunt lucruri potrivnice, așa spune, și pe harta vieții mare scrie, foarte mare, mare, mare scrie. Nu puteți face tot ce voiți. Versetul 17. Și uitați-vă acum o problemă. Există pe harta spirituală a vieții noastre niște puncte în care noi am putea să ne oprim sau putem trece pe lângă ele, da? Și este harta, dacă vreți, harta păcatelor și există harta virtuților. Și uitați-vă aici câte păcate sunt. Pavel, aici în Galateni, în capitolul 5, și-a grupat aceste păcate în trei mari domenii. Problemele imoralității, problemele idolatriei sau a religiozității și problemele relațiilor dintre oameni. Astea trei mari probleme le-a pus Duhul Sfânt prin Pavel aici. Și uitați-vă, faptele firii pământești sunt cunoscute. Și vedeți, una este, iarăși, expresia faptele, și alta este roada. Roada înseamnă că cineva, nu? Există o viață undeva care pulsează și acea viață care este înăuntru se va iese undeva și produce ceva, produce roadă. Alta este faptă. Faptă înseamnă că eu fac ceva voit, fac o faptă. Da? Dar până la urmă, până la urmă o să vedem că au o legătură acestea, pentru că din roada Duhului urmează și niște fapte pe care noi trebuie să le facem. Dar haideți să mergem mai departe, să le enumerăm doar, da? Puncte sau stații pe harta aceasta, pe harta viciilor sau a păcatelor. Prea curvie, curvie, Necurăție, desfrânare, vedeți, sunt lucruri pe care noi le enumerăm, le discutăm și unii nici măcar nu știu care este diferența dintre curvie și prea curvie. Da? Curvie înseamnă atunci când un om se duce unde nu trebuie, la o femeie și nu căsătoriți. Nu căsători, ai curvie. Dar dacă ai soție și te duci totuși la o femeie asta e prea de tot. Înseamnă prea... înțelegeți? Asta e diferența, e prea curvie. Pentru că tu ai soție, Dumnezeu ți-a dăruit soție, dar cât te duci la alta, e prea de tot. Dumnezeu nu suportă, o numește prea curvie. Apoi necurăția, da? Sau impuritatea. Apoi, spune tot aici, desfrânarea. Desfrânarea. Aici se încadrează 100% și pornografia. Apoi uitați-vă, versetul 20, închinarea la idoli vrăjitoria. După aceea urmează relațiile dintre oameni și aici multe vrajbă, ceartă, zavistie, mânie, neînțelegere, dezbinare, certuri de partide, pisme, ucideri. Vedeți, toate acestea au de-a face cu relațiile dintre oameni. Da, și spune și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Deci asta este harta păcatelor, dar urmează și harta virtuților sau harta roadei Duhului. Versetul 22, foarte frumos. Sunt nouă calități pe care Dumnezeu le aduce în fața noastră. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, și e blândețe, înfrânarea poftelor. Și uitați-vă că Biblia aduce iarăși o, o chestiune, punctul final de destinație. Spune Biblia aici că punctul final este fie iadul, fie raiul. Romani 8 cu 6. Ni se spune aici foarte clar, negru pe alb, acest lucru. Da? Romani 8 cu 6. Umblarea după lucrurile firii pământești este egală cu moarte. Asta e destinația finală. Umblarea după lucrurile Duhului este, din potrivă, viață și pace. Și uitați-vă ce spune un lucru aici, iarăși foarte important, da? Ce remediu ne oferă Dumnezeu pentru problema asta? Că există și un remediu. Și spune Domnul, da, în Galateni, spune foarte clar, versetul 24, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. La unii este mai mult, la alții mai puțin, dar este în firea noastră pământească. Unii au poate o înclinație să certe mai mult, Alții au probleme la nivelul privirii, a ochilor. Alții au la diferite niveluri. Dar Domnul zice: Știi care e remediul? Care, Doamne? Ei firea pământească și o răstignești împreună cu patimile și poftele ei. Și atunci ești biruitor. Cum să fac lucrul acesta, Doamne? Știți cum? În momentul în care noi, poate că ați auzit întâmplarea aceea cu omul care câștiga totdeauna, el avea doi câini, unul alb și unul negru, și punea câinii aceștia să bată și el știa întotdeauna care câine câștigă. Și l-a întrebat cineva, mă, cum de știi tu treaba asta? Că oamenii veneau, puneau pariu, ăla câștigă, ăla câștigă și întotdeauna stăpânul câinilor câștiga. Tu de unde știi? Păi zice, de unde știu? Ce știu foarte bine, la care îi dau mâncare mai multă, acela e mai tare. Așa e și cu firea pământească. Dacă o hrănesc în fiecare zi numai cu știri, numai cu ce-mi văd ochii, numai cu povești care nu-s după voia lui Dumnezeu, numai cu bârfe, numai cu certuri, atunci e mai tare firea pământească. Și atunci, cum zice cântarea, firea pământească vrea să ne lovească sau să ne robească. Deci, vedeți, îi o treabă aici. Dar dacă omului duhovnicesc, eu încep să-i dau de mâncare. Îl hrănesc cu citit din Biblie, mai când câte o cântare, mă mai rog și mă rog neîncetat, atunci Dumnezeu mă întărește și devin un biruitor. Deci, fraților, sunt niște probleme. Știți care e problema noastră? Noi, în domeniul acesta al lucrării Duhului Sfânt, sărim repede la daruri. Sărim repede la slujbă și în special ne interesează foarte mult care e diferența dintre darul de proroc și slujba de proroc. Că dacă cumva tu ai avut ceva descoperiri să te gândești, mă, nu, cumva eu am slujbă de proroc, că mai, mai mare decât un proroc obișnuit. Deci vedeți, din mândrie de multe ori unii dintre noi ne gândim care și Domnul zice, mă, dar tu n-ai parcurs abecedarul, mă, cineva spunea în felul următor, zice aici, lucrarea Duhului Sfânt seamănă cu un pom, cu un pom, da? Tot ce înseamnă rădăcina pomului, înseamnă roadă. Asta e rădăcina. Roada te ține ancorat în Dumnezeu. Roadă înseamnă să ai naștere din nou, că altfel nu poți să ai roadă. Nu poate să rodească un om nenăscut din nou. Uitați-vă ce rodește firea. Deci clar, roadă e rădăcina. Trunchiul copacului sau al pomului, da? trunchiul acela înseamnă daruri. Și asta susține. Și deasupra pot să fie slujbele. Dar de multe ori spunea cineva și mi-a plăcut mai mult asemănarea lui zice, în lucrarea Duhului Sfânt nu se merge așa cum credem noi, tot mai sus, tot mai sus, da? Am rădăcină, am roadă, după aceea am ceva mai sus, am niște daruri și după aia am slujbe. Nu, 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 în lucrarea Duhului Sfânt de obicei se merge în jos la zmerenie, fraților. Asta înseamnă prima treaptă, care Doamne? Roada Duhului, ai roada Duhului, ai dragoste, ai bucurie, ai pace. Da do Dacă le ai acestea, zice Domnul, coboară-te la zmerenie, mă pocăiește, te mai jos. Coboară o treaptă mai jos și dacă te-ai zmerit suficient, să știi că îți dau și un dar sau mai multe. Dacă acolo tu ai stat iar la zmerenie și ai puterea să te cobori și mai jos la zmerenie, să vezi pe alții mai puternici decât tine, mai sfinți decât tine, mai buni decât tine, mai plini de dragoste decât tine, atunci, zice Domnul, pot să te avansezi și să-ți dau și slujbe. Deci, vedeți, asta înseamnă creștere. Creșterea merge așa, în jos, în zmerenie. Și Dumnezeu spune că celor zmeriți le dă ce? Har, har. Deci, vedeți, e foarte important lucrul acesta. Dar haideți să mergem puțin la expresia aceasta din versetul 22, roada Duhului, pentru că asta e foarte importantă foarte importantă, roada Duhului. Este o expresie alegorică pe care o folosește Pavel aici, în Galateni, în capitolul 5, cu versetul 22. Cuvântul roadă apare de 66 de ori în Noul Testament. Cuvântul roadă. Și se poate referi cuvântul acesta și în Noul Testament, dar și în Vechiul Testament, la roada pământului, la roada viței, a pomilor, la rodul pântecelui. Dar există și expresia Efesen 5 cu 9, roada luminii. Asta e Efesen 5 cu 9 și este extraordinar. E o altă expresie, dacă vreți, a roadei Duhului. Sau Filipeni 1 cu 11, roada neprihănirii. Și asta există și în alte părți ale Bibliei nevre și în Iacov. Roada neprihănirii. Această expresie, roada a neprihănirii a luminii a Duhului, are legătură oarecum în Vechiul Testament. Cu texte pe care noi le cunoaștem în Psalmul 1, da? în Psalmul 1 amintiți-vă ce spune aici, el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, unde pomul este credinciosul, izvorul de apă este Duhul Sfânt sau lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci, a spune, el își dă rodul la vremea lui, și frunzele lui nu se veștejesc. Și tot ce începe, vedeți, duce la bun sfârșit. Asta înseamnă că are fapte, are fapte. De aceea spuneam că roada are de-a face cu faptele noastre. Ce este roada Duhului? Cercetătorii Bibliei numesc această expresie singular, colectiv. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu este numai o roadă, dar nu sunt și nouă roade. Este o roadă cu nouă calități, fraților. De aceea, unii cercetători ai Bibliei, când iau și cercetează acest verset 22, spun în felul următor: roada Duhului din potrivă este dragostea. Și după aceea spun ei, care lucrează bucurie, pace, îndelungă răbdare, pentru că Dumnezeu este dragoste. Sunt unii care comentează în felul acesta Biblia. Noi o luăm așa cum este scris, considerăm că roada este una întreagă, una întreagă, care are nouă calități sau nouă trăsături produse de Duhul Sfânt, și anume aceste nouă calități, aceste nouă trăsături de fapt sunt parte din caracterul lui Hristos pe care îl ia Duhul Sfânt și îl aduce în viața noastră. La aceasta se referă de fapt și Apostolul Pavel când în 2 Corinteni spune în felul următor, versetul 18 din capitolul 3, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui. Deci asta înseamnă că Domnul trebuie să ia chip în noi, așa cum le spune Pavel și galatenilor. Galateni echipzuiți, zice, trebuie să simt din nou durerile nașterii pentru voi până va lua chip Hristos în voi. Deci, asta înseamnă până la urmă expresia roada Duhului, chipului lui Hristos pe care îl ia Duhul Sfânt și îl imprimă în Ființa mea interioară, în Duhul meu. Asta înseamnă roada Duhului. Și de ce e privită ca o roadă și nu ca mai multe? Mi-a plăcut mult expresiile unui frate care spunea în felul următor: Dragostea este miezul sau inima fructului. Vedeți? Roada Duhului are dragoste, de asta cei? Inima fructului, miezul fructului. Bucuria e sucul pe care îl are un fruct. Uitați-vă, dacă e un fruct și nu are suc, nu-ți place, domnule, e uscar, nici nu-ți vine să-l vezi. Așa este cât e un creștin care nu are bucurie. Poți să omorât, poți sac, bancă dacă are un suc acru, asta nu-i bun, nu-i bun. E de la nervos, așa, care spunea cineva, că nici la diavolul nu-i place de un om macru. Și diavolul fuge de el. Toți fug de el. Acum nu știu dacă e chiar așa. Nu cred că e chiar așa. Că până la urmă crea la o aduce chiar diavolul. Dar vedeți, un om macru ăsta înseamnă bucuria sucul fructului. Pacea, pacea, este pulpa fructului, fibra lui. Da? Asta e pacea. Apoi, în răbdare, zice, bă, mi-am pierdut răbdarea, mă, și am zis câteva și m-am răcorit. Da, da, dar zice tot fratele acelor frate bătrân, zice, de lunga răbdare e codița fructului. Dacă nu mai are codița asta, nu mai rămâne în pom, că o căzut. Când nu mai ai răbdare, ți s-o dus frate și dragostea și bucuria și pacea și toate calitățile ți s au dus. Că nu mai ai codița aia care te ține legat de, fruct, de, de pom, nu mai ai. Vedeți? Apoi, spune tot fratele acela, zice, bunătatea e mireasma fructului, are parfum. De multe ori când mă duc pe la magazine, mai ales în România, când vreau să cumpăr niște fructe, le iau așa și le miros. Mă, zic că ăsta e bun, mă, ăsta cred că e românesc, ăsta are parfum, îl iau, mă, că ăsta sigur e bun. Dar când mai vezi câte unul, parcă e spoit așa, cu ceară, parcă... Și vezi, n-are niciun miros. Ela nu are nici gust, frate, n-are nimica, pentru că nu numai o formă de fruct, e ceva contrafăcut. Deci, vedeți, așa este și cu roada Duhului. Dacă vezi un om care are bunătate, farmecul unui om, aceea e bunătatea lui. Îl vezi că e bun, îl vezi că e drăgălaș, îl vezi că e foarte plin de bunătate, zici, mă. Ăsta are o mireazmă deosebită. Facerea de bine sau milostenia, spunea fratele, e gustul fructului. Cum să guste omul ca am eu roada Duhului dacă eu nu mă duc să fac o milostenie, să-i demonstrez că scopilului lui Hristos, asta înseamnă gust. Am gust. Am, până la urmă, această milostenie, această facere de bine ca o caracteristică a Duhului Sfânt care rodește în mine. Mă duc întind mâna către el, spunea cineva, milostenia, milostenia este limba pe care o aude surdu și o vede orbu, vedeți? Asta e adevărul, te duci la un orb și dai ceva și el știe, mă uite, mă deja o vede. el vede inima, că tu ai inimă. Mergi la un surd și dai ceva, el nici măcar n-aude, îți dau numele Domnului, dar el simte, frate, de ce? Simte, simte, îți vede inima. Vedeți, asta înseamnă facere de bine sau milostenie care e gustul fructului. Credincioșia e forma fructului. Vedeți, atâția oameni astăzi sunt și atâția creștini deformați. Deformați, nu-l mai știi bai cu martorii, bai cu mormonii, bai cu adventiștii, ba trebuie și duminica, ba numai sâmbăta, ba amândouă și le tot amestecă și n-are formă. Și Domnul zice, dacă vrei să ai roada Duhului frate și soră, fii atent, credincioșia. Fii credincios Bibliei, uită-te exact ce scrie în Scriptură și atunci o să ai o formă de creștin adevărat. Și formă, dar și substanță, și înăuntru, da? Că de multe ori din noi rămâne numai formă. Blândețea spunea cineva e coaja fructului. Știți ce înseamnă coajă? înseamnă acea manta exterioară care protejează fructul ca să nu intre dăunătorii înăuntru. Asta este coaja. Și când tu stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ăsta m-a insultat, m-a enervat, ce iese din inima ta? Iasă viermele? Nu? Înseamnă că o intra pe undeva viermele, că ți-o spart coaja. N-ai fost blând, cum a fost altă dată Moise, zice el, era cel mai blând om de pe fața pământului. N-a reușit Maria, cât de tare l-a supărat. N-a reușit Aron, că erau frați dulci, cât de tare l-au supărat pe Moise. N-au reușit să-l facă să se enerveze. Moise s-a dus și a stat înaintea lui Dumnezeu și a postit șapte zile și a zis, Iart o zis, iar tot Doamne, că e sora mea, dar iartă-o, Doamne, da iartă-o, Doamne. Moise, dar nu intra niciun vierme în in inima ta. Nu, nu. De ce? Avea mantau aceea, mantau aceea. Și aia o așteaptă Dumnezeu de la noi, blândețea. Și apoi, înfrânarea poftelor, e culoarea fructului. Vedeți? Vine câte unul și îl vezi că e un creștin așa mai gălbejit, așa mai ofilit. Îl pui la o cântare, Băi, parcă duminica trecută ai cântat mai bine, ce s-a întâmplat cu tine? Nu m-a mai putut înfrâna, frate, nu m-a mai putut înfrâna și mi-am ieșit din fire și asta este. Și nu mai pot să slujesc, s-a nu mai are culoare. Vedeți, asta înseamnă înfrânarea poftelor. Și vine Domnul și zice, uitați-vă, noi avem nevoie de lucrurile acestea în viața noastră. Și acum să le luăm pe rând, da? Dragostea, când vine Duhul Sfânt și rodește în mine dragoste. Asta în primul rând înseamnă iubire față de Dumnezeu și iubire față de Cel de lângă mine. Am întâlnit frați care, după ce au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, așa de mare iubire a venit peste ei, fraților, încât și înfățișarea feței le strălucea și era alta. Că venit dragostea lui Dumnezeu și locuia în ei. Oamenii ăștia voiau să facă ceva pentru Domnul, voiau să lucreze ceva pentru Domnul, voiau ca Domnul să lucreze în viața lor și altora. Și din dragoste făceau tot ceea ce făceau. Am întâlnit un frate, eram în Câmpina, lângă București, aproape de București. Și în Câmpina era un frate care a fost aici, în America. Omul ăsta a fost un fiu risipitor în viața lui și s-a pocăit doar la bătrânețe. Doar la bătrânețe s-a pocăit. Dar știți cum făcea omul acesta? Cânta, se ruga, ba se punea și cu fața la pământ, ba se ridica, mergea prin biserică, nu mai putea de, de dragostea lui Dumnezeu. Îi lua în pe fraz, hai frate să ne rugăm mai cu foc, hai un pic mai aproape de Dumnezeu. Omul ăsta încerca să recupereze anii pe care i-a pierdut în lume, dar era plin de dragostea lui Dumnezeu. Am întâlnit un alt frate, era în Australia, în urmă cu vreo 13 ani l-am întâlnit pe omul ăsta. Exact la fel, omul ăsta încerca să pornească biserica, zice, fraților, dacă e cazul, uite, eu contribui cu tot ceea ce e nevoie, zile de post, rugăciuni, nu dorm noaptea dacă e cazul, stau înaintea lui Dumnezeu, numai să pornească lucrarea lui Dumnezeu în biserica noastră. Era plin de dragostea lui Dumnezeu s-a dus la un nepot de-a lui și a zis, băi, zice, uite, văd acolo că ai pe raft dvd ai tot felul de jocuri, ai tot felul de lucruri, filme, care nu-s bune, mă, nu după voia lui Dumnezeu. Uite, ți le plătesc și eu, dat un preț mare, dacă bine mi-amintesc eu, cred că i-o dat 20 de dolari pe bucată, eu, eu promis vreo 3.000 de dolari, o că să le arunce la gunoi. noi. zice, aruncă-le că eu îți dau bani. Novru nepotul, așa era de necăjit omul ăsta, Ce mă, nu mă asculta, mă, dar nu-i nimica, mă pun pe rugăciune, mă, și Dumnezeu trebuie să-L ajute, mă, și să rezolve. Deci vedeți, ăștia sunt oamenii care sunt plini de dragostea lui Dumnezeu. Am întâlnit odată pe un om, omul acesta a plecat la Domnul, spune, vai, așa de necăjit, dar de ce ești necăjit? Am întâlnit pe un om care îl iubește pe Domnul mai mult decât îl iubesc eu. Nu știu cum o descoperi el treaba asta. Că prin biserici am întâlnit oameni supărați care zice supăra că la nu predică prea bine sau la predică mai bine ca mine, dar așa s auz, rar găsești. Măi, zice, îl iubește pe Domnul, mă, eu am citit, eu l-am văzut că îl iubește pe Domnul mai mult. Mă, trebuie să mă pocăiesc, mă, mă duc acasă, mă pun pe rugăciune, mă pun pe post, trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu mai tare, mă. Dar de ce? În momentul când eu îl iubesc pe Dumnezeu mai mult, mai mult, mai mult decât oricine în lumea aceasta, atunci Dumnezeu îmi va da iubire și față de cei din jurul meu. Și atunci reflectă razele iubirii din Dumnezeu în mine și din mine în ceilalți, fraților. Și atunci țâșnesc izvoarele vieții prin viața mea spre cei din jur și Dumnezeu dăruiește mari biruințe. Am întâlnit cazuri în care Dumnezeu, pe baza dragostei pe care a turnat-o în inima unui om, a dat mari biruințe. Am întâlnit caz de om care a fost până la urmă ispitit de diavolul și a căzut în niște greșeli și plângea și spunea, Doamne, exact ca și Petru, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc, Doamne, Doamne, nu mi-a rămas nimic, Doamne, nimic bun nu mai locuiește în mine, am căzut, dar mi-a rămas dragostea de tine, Doamne, te iubesc, Doamne, te iubesc. Și Dumnezeu l-a ridicat din starea lui de jos. De ce? Avea dragoste. Era Duhul Sfânt în viața lui. Așa de mult are nevoie lumea din jurul nostru de dragoste, fraților. Tinerii urlă după dragoste, copiii noștri. Și diavolul vine și le arată altfel de dragoste, care e murdară, e scârboasă, e din lume. Și vin Domnul și zice, mă iubești tu mai mult decât toți cei din biserică, decât toți cei din familie. Da, Doamne, du-te și demonstrează asta la mielușei. Du-te, ocupă-te de mielușei. Ocupă-te de oiți, ocupă-te de oi. De ce? În familia ta, în primul rând, tu trebuie să demonstrezi că ai dragoste. Ai dragoste. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Dacă S-a întâmplat cu un frate, un frate bun de altfel, era mare predicator. Și omul acesta a fost trimis de Dumnezeu într-o zonă, undeva, s-a îmbrăcat în niște haine slabe și nu l-a cunoscut nimeni. Nimeni, nimeni nu l-a cunoscut. Și s-a dus și-a cerut în casa unui păstor azil de noapte, da? Da, zice, zicea, de mă pentru noaptea aceasta, ca aș vrea, ce să stau și eu să mă bucur. Dar zice, ești creștin? Da, sunt creștin. Seara, soția păstorului făcea lecții biblice cu copiii, cu copiii ei. L-a luat și pe bătrânel, ca așa zice, uita, bătrânel, l-a luat și pe el. Zice, ai și dumneata poate înveți ceva. Ce vine, vin. Să uită la copii, zice, copii, da, mamă, câte porunci există în Biblie, câte porunci i-a dat Dumnezeu lui Moise și când să vorbească copiii, zice, tăceți, lăsați-l pe Domnul să zică. Și el zice, Doamnă dragă, sunt 11 porunci. O, zice ăsta nu știe Biblia deloc, Domnule. Mă, nu știe, mă. Copii, câte porunci? Zece, 10, mamă. Ai auzit? Ai auzit? Vai, de era păstor. Era păstor, stați numai să vă spun, dimineața când merge soțul lui Sora, merge în pădure, dimineața, înainte de biserică, cu o oră, el avea obiceiul să meargă în pădure să roage. Aude că în pădure să roagă cineva, se apropie de o poieniță, trage cu urechea, băi, zice, uite bătrânelul meu aici, ce fain să roagă mă, ăsta omul lui Dumnezeu, merge. Te rog frumos, spune în care ții numele tău. Numele meu e cutare. am auzit eu de dumneata că ești un om al lui Dumnezeu. Dar de ce te-ai îmbrăcat așa? Păi ce am vrut și eu să mai plec prin țară, să mai văd cum sunt bisericile. Ok, îți dau costumul meu, astăzi predici la biserică în locul meu. Ce bine. Merge la biserică cu costumul păstorului, stăteau toți să uitau, sora care l au chestionat, să uită la el, măi, ce-o vorbi omul ăsta? Astăzi, fraților, am să vă predic despre porunca a 11-a. Și-au citit, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți. e cea mai mare, fraților, cu asta depășim cele zece porunci, depășim Vechiul Testament. Să vă iubiți unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Deci vedeți, aici se cuprinde toată legea și prorocii, așa a zis Domnul Hristos. Și asta e dragostea pe care, uitați-vă ce spune în Roman 5 cu 5 a turnat-o sau o toarnă Duhul Sfânt în inimile noastre. Atunci când vezi că nu mai ai iubire pentru cineva, roagă-te. Mi-a plăcut mult de o soră de la Zalău, o supărat-o foarte rău, să știți că atunci trebuie să cerem iubire mai multă când ne întristează, ne supără cineva. A supărat-o o vecină, era de la biserică, sora a fost sinceră și a zis la vecina, zice, nu pot să te iert. Vecina s-a dus la ea, te rog iartă-mă, măi, nu pot să te iert, a fost sinceră. Dar zice, știi ceva? Eu am învățat din Biblie că iertarea nu e o problemă de sentiment. Că acum sentimentele mele, zice, sunt foarte rănite. Iertarea este o problemă de credință, dar eu n-am credință să depășesc muntele care în fața mea. Știi ceva? Ținem o zi de post amândouă, a fost înțeleaptă sora. Tu du-te acasă la tine, eu stau la mine acasă, postim amândouă ca Domnul să mă ajute pe mine să te pot ierta. Și eu te anunț imediat ce Domnul rezolvă problema. Și atunci au stat în post, au stat în rugăciune și au venit Duhul Sfânt peste sora care era supărată și a dat putere să o ierte pe cealaltă și imediat s-a dus și o bătut la ușă. Hai, Hai, zice, că Domnul a rezolvat problema. Și atunci s-au împăcat și a fost curată relația lor și bună. Dar vedeți, Domnul poate prin Duhul Sfânt să vină și să toarne în inima noastră dragoste. Apoi priviți ce spune aici cuvântul despre bucurie, da, bucurie. M-am uitat să știți în Noul Testament și am luat într-o zi cartea lui Luca, și am căutat cuvântul ăsta bucurie, bucurie, e care de unde avem noi caris, adică har și am căutat cuvântul acesta și am găsit că o femeie pe care o chema Elisaveta s-a umplut, scrie acolo de Duhul Sfânt, dar scrie în original Ecare, s-a umplut de bucurie, era o bucurie adusă de Duhul Sfânt. Atunci când a rostit Maria numele ei și când a salutat-o, atunci s-a umplut de bucurie. Asta bucuria pe care o aduce Duhul Sfânt în viețile noastre este o bucurie atât de plăcută, atât de cerească, încât auzi am de un frate pe care unii dintre voi l-ați cunoscut din auzite și alții poate că l-ați știut, fratele Horobeț. Fratele ăsta s-a rugat odată lui Dumnezeu și a zis, Doamne, te rog frumos să-mi dai o experiență mai specială cu tine. Și Domnul i-a zis, da. El era proroc. Eu o să vin o zi în care o să ai o experiență mai specială cu mine. Știți care a fost ziua? L-au arestat comuniștii și l-au dus și a început un ofițer să-l bată îl bătea, îl bătea, zice, după ce m-a lovit așa pe trup, o trecut la gură, zice, mi-o da, mi-o rup dinții, zice, îmi curgea sânge, zice, eram într-o stare groaznică. Dar zice, ce s-a întâmplat? Atunci Dumnezeu și-a adus aminte că mi-a promis că îmi va da o experiență mai specială și a apărut în fața mea Isus Hristos. Am văzut, zice, cu ochii deschiși l-am văzut, că vine și îmi face, uite, așa și mă mângâie. Ce când mi-a făcut Domnul așa, mi-a luat orice durere, n-am mai simțit nicio durere și am început să râd. Și râdeam, zice, să o uită la să opri, nu mă mai bătut, nu mă mai lovea. Bă, dar ce e cu tine, mai nebunit? Când mai nebuni râd când îi bate cineva. Și fratele bucuros zice, Domnule dragă, în Biblia mea scrie că râsul își are vremea lui și plânsul își are vremea lui. La mine a venit vremea râsului. Nu i-a dat un răspuns foarte clar, dar i-a dat un răspuns biblic. De ce? A venit Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt omul acesta a primit bucurie. Vedeți? Asta înseamnă până la urmă bucurie. Înseamnă atunci când poate ești cel mai necăjit. Am întâlnit cazuri, să știți, și nu-i de dorit la nimeni, la nimeni, Om la care i-a murit copilul și era bucuros, mă, dar nu era bucuros că i-a murit copilul. Nu pot fi bucuros că am cancer. Dar vine Duhul Sfânt și îți aduce o bucurie inexplicabilă. Nu pot să o explici. De ce? Duhul Sfânt vede că ai nevoie de provizia aceea de bucurie și îți o aduce și te umple de bucurie. Și nu mai vezi că Duhul Sfânt te-a pus așa ca într-un glob de protecție bucuriei de jur în prejur, bucuria înăuntru tău și îți dă o duritate în fața is pitelor vrăjmașului și nici măcar nu plângi și nu te jelești Probabil după ce trece un eveniment, după aceea ești om și mai caz. Dar sunt momente în care vine Domnul și îți dă bucurie și asta Duhul Sfânt o face. Sunt momente când vine Domnul și îți aduce pace în sufletul tău, pentru că El este Domnul păcii. Și auzeam că odată undeva s-a dat un concurs, și în concursul acesta erau mai mulți artiști și li s-a spus. Vedeți, noi dorim pace în lumea aceasta. Faceți, vă rog, toți artiștii de aici, tablouri care să simbolizeze pacea. Și au venit mulți, cu multe tablouri. Porumbei albi, cer senin, câmpii întinse cu flori albe, cu crini și așa mai departe. Un singur tablou le-a tras atenția la cei care erau în juriu și el au primit premiul întâi. Știți cum arăta? O cascadă o cascadă, ape tumultoase care cădeau de sus până jos și făceau o gălăgie infernală și undeva acolo în buza prăpastiei, sub șuvoiul de apă, sub șuvoi, o pasăre și-a făcut un cuib și stătea cu puișorii ei acolo. Asta o cântăm noi și spunem cea mai mare pace este cea pe care ne-o dă Dumnezeu în mijlocul furtunii. Să fie în mijlocul furtunii și să te țină Hristos de mână care e Domnul Păcii. Să ai probleme de toate felurile, dar să vină Domnul și El care e pacea noastră care a surpat zidul de la mijloc, cum spune cartea Efesenilor, să vină și să zică, fitare, sunt cu tine, nu te teme. Și uitați-vă ce ne spune Biblia. Asta înseamnă până la urmă, fraților, adevărata pace. Să fie Domnul păcii cu mine, în inima mea, alături de mine și să mă sprijinească. Slăvit să fie Domnul. Apoi uitați-vă ce spune aici a Biblia, da? Despre îndelunga răbdare. Și asta e foarte importantă. În delunga răbdare vine Duhul Sfânt și în anumite situații noi avem nevoie de răbdare. Și am întâlnit oameni care au venit și au spus care e diferența dintre răbdarea asta biblică a Duhului Sfânt și cea pe care o au, de exemplu, sportivii că merge sportivul și aleargă, nu știu cât și se tot duce, se tot antrenează și are răbdare, și are răbdare și merge la maratonul ăla și aleargă și are răbdare. Care e diferența dintre aceea și asta? Răbdarea aceasta o aduce Duhul Sfânt și o rodește noi. Asta nu mai mergem noi să ne antrenăm. Vine Duhul Sfânt și îți aduce răbdare. Și mi îți dă Duhul Sfânt și lungă răbdare. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Are Apostolul Pavel niște liste, să știți. Și am deschis la 2 Corinteni, capitolul 6. Și uitați-vă aici are niște probleme pe care le-a avut Pavel și anume examene pe care și noi le avem. Versetul 4. Deci 2 Corinteni 6 cu 4. Zice așa, necazuri, nevoi, strâmtorări, bătăi, temnițe, răscoale, ostenel, vegheri, posturi. Și uitați-vă că înainte, la versetul 4, a strecurat Duhul Sfânt un cuvânt. Zice aici, prin multă răbdare. Adică pe toate astea noi le putem străbate prin multă răbdare. Dar uitați-vă versetul 6 la Pavel, -a, a, a, observat Pavel că nu ajunge multă răbdare și au zis aceste examene le iau prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare. Deci odată vine multă răbdare, versetul 4, versetul 3, versetul 4, da? Și versetul 6, îndelungă răbdare. Deci, Domnul vine prin Duhul Sfânt și vede că ai nevoie de răbdare, și atunci ce îți aduce? Ori răbdare simplă, ori multă răbdare, ori îndelungă răbdare. Și asta Domnul o face prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și apoi uitați-vă la bunătate, să fii bun cu cel de lângă tine, că Dumnezeu te poate folosi într-un mod deosebit. mi mi place foarte mult istorioara pe care ne-o spuneau niște frați din zona dejului, că negrile a fost un frate cu numele de rus și omul ăsta într-o zi când se ducea la biserică, se ducea cu bicicleta și-a amintit că acasă și-a uitat Biblia. Și-a mers înapoi să-și ia Biblia. Când ajunge acasă, scara era pusă la pod, urcă pe scară că aude o gălăgie în pod. Când ajunge acolo, un vecin de-a lui, care n-avea decât doi copii, îi fura la fratele grâu din pod. Și fratele Elisie zice, dar ce faci vecine aici? La o și lemnit. Ce să facă? Fura, l-o prins. Auzi, zice, acum suntem doi, o zis fratele Elisie, și dacă suntem doi, încarcă, umple doi saci. acum tu ai vrut să furi un sac de grâu, dar eu îți dau doi, ți dau numele Domnului. Vedeți ce înseamnă bunătate? Asta o văzut -o omul ăla. Comers acasă tremurând, la poarta casei lui erau doi saci de grâu. Și merge la soție, zice, nevastă dragă, l-am întâlnit pe Dumnezeu. Să uită ea la el, unde mă, l-a furat? Pe Dumnezeu nu-l întâlnești la furat. Nevastră l-am întâlnit pe domnul măi, uite ce s-a întâmplat, uite cum m a tratat, ăsta putea merge să mă ducă la jandarmerie, la primărie, mă făcea de rușine însa, nu știe nimeni și pocăitul tace, ăsta e omul lui Dumnezeu. N-au trecut decât poate o săptămână sau două. La biserica penticostală din Negrilești se prezintă vecinul, vecina, copilul și încă unul. Patru persoane zice, vrem să facem legământ cu Domnul Napa în Și întreabă frații, dar de ce mă? pentru că pocăitul ăsta, vecinul, m-a convins că ăsta e omul lui Dumnezeu. Elisie s-a ridicat în picioare. Aleluia! Zice, am făcut cea mai mare afacere din lume. Doi sași de grâu pe patru suflete. Aleluia! Era bucuros. Astea sunt adevăratele afaceri, oameni buni. Uitați-vă aici, afacerea cu bunătatea asta niciodată nu piere din lumea aceasta, pentru că este trăsătura de caracter a copiilor lui Dumnezeu. Așa trebuie să vă vadă oamenii pe voi, pe noi, pe fiecare, că eu nu mă exclud de aici. Și apoi uitați-vă, da, la următoarea, la facerea de bine care e legată de asta. Ce să mai vorbim de credincioșie? Că ești fată aici, în casa lui Dumnezeu și Domnul zice, păstrează-ți fecioria curată, fii o fată pocăită, nu te compromite cu oamenii din lume, că eu sunt de partea ta. A fost o fată în România, era la facultate. Știți cine s-a de fata asta, tocmai fiul rectorului, era șeful facultății, da? mai mare decât decanul, era rectorul. Și fiul rectorului a venit și a zis, pocăită, zice, hai cu mine la un dans. Nu? Zice, eu nu mă duc, nu mă compromit. În Biblia mea nu scrie așa ceva mie, nu-mi dă voie Biblia să mă duc cu tine la dans. Hai cu mine la un club. Nu pot, Biblia nu mă lasă. Zice, ce? După ce au încercat tot, 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 tot și au încercat cu cadouri și i-a refuzat, au zis, tu știi cine sunt eu? Ce știu? Tu ar trebui să te uiți așa la mine, i zis el nervos. Zice, auzi, tu nu știi cine sunt eu? Că e o sfată de împărat. Tu ești numai băiat de rector. Tata tău e numai rector. Tata meu e împăratul împăraților și domnul domnilor. Eu ca să pot să discut cu tine de căsătorie, trebuie să cobor o treaptă sau poate să cad în groapă. Dar zice, eu vreau să stau lângă Domnul meu, că-L iubesc. Vedeți, fraților și surori, asta înseamnă ce spune Biblia aici, nu credincioșie, să-i fiu credincios lui Dumnezeu. Și Dumnezeu răsplătește astfel de atitudini. Și apoi ce să mai vorbim de blândețe, ce să mai vorbim de înfrânarea poftelor, Uitați-vă la o mașină. O mașină, dacă nu are frână, îi va amar, se duce în toate părțile, face numai accidente, pentru că nu are frână, nu are frână. Și asta e o mare problemă la o mașină. Ori sfârșește într-un șanț, ori cu roțile în sus, ori să bagă într-un zid. De ce? N-are frână, Domnule. așa e cum pocăit fără frână. Dacă n-ai frână, te tot duci până la pieire, până la nimicire. Și de aceea uitați-vă ce importantă este înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor. Acum la final, Vreau să vă spun un lucru și anume raportul dintre roada Duhului și darurile Duhului. Darurile sunt împărțite de Duhul Sfânt din exterior. Vine Duhul Sfânt și îți dă un dar de prorocie, îți dă un dar de vorbire în altă limbă, de tălmăcire, îl aduce din exterior. Roada este produsă de Duhul Sfânt în noi, în interior. De aceea este recomandat să avem roada, că dacă e Duhul Sfânt aici, se vede și roada înăuntru nostru. Dinăuntru roada iese afară. Al doua, al doilea lucru. Darurile sunt diferite pentru slujbe diferite. Poate pe unul vrea Dumnezeu să-l folosească pentru minuni, pe altul pentru vorbire, pentru iluminare, pe altul poate pentru putere. Are Domnul. Deci sunt daruri diferite pentru slujbe diferite. Roada, Roada, spuneam, e un tot indestructibil. Nu poți felia, nu poți zice eu am numai dragoste, el are numai pace, nu. Trebuie să le am, așa cum am precizat adinea pe toate, pentru că asta înseamnă roada, nu roadele e roada. Darurile nu reprezintă caracterul fraților. Pentru că de multe ori noi cădem aici și spunem, dacă fratele cu tare prorocește, înseamnă că ăsta e un om sfânt. Poate că, se poate, nu zic. Dacă are și roadă, da. Dar dacă nu are roadă, vedeți? Deci darurile nu reprezintă caracterul. Roada reprezintă caracterul lui Hristos în noi. Deci, vedeți, astea sunt niște lucruri pe care trebuie noi să le aprofundăm și trebuie să le avem în viața noastră. Am vorbit despre roadă în seara aceasta. Îl rog pe Domnul, în primul rând, în dreptul meu să o am, fraților. Pentru că știți ce am pățit. De multe ori am mers în misiune, am predicat despre un subiect. Când am mers către casă, să vedeți ce m mai încercat Domnul pentru unul sau prin altul. Ba un telefon, ba nu știu ce. Și m-a pus Domnul la probă. Și a fost când am căzut. Și știți cum m-am pocăit și m-am umilit și m-am zmerit și am zis, Doamne, nici măcar nu mi-am dat seama că Tu m-ai pus la probă, dar Tu mi-ai arătat ce era în mine, că eu am predicat, fraților, trebuie să faceți așa, 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 nu, fraților, Asta mi-a zis odată un frate bătrân din munți. Era în munți, acolo de la Alba Iulia. Sus, 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 în munți, acolo era un bătrân. Zice, auz știi care e diferența dintre un învățător <coughs> și un păstor? Nu știu, frate, spune-mi eu dumneata. Învățătorul zice, fă, fă, fă. Păstorul trebuie să facă și să se dea pildă turmei. Zice, tu trebuie să țintești acolo, spre păstor, nu? Să le zici la fă, fă, fă. Tu trebuie să faci ca să te dai exemplu. Și de aceea spune Biblia că cei care învață pe alții vor primi o judecată mai aspră. În primul rând ne judecă copiii noștri. Vine să vedeți cum vine copilul la mine, zice, tata, știi cum ai predicat tu la biserică acolo? Și tu de ce nu faci asta? Și apoi să vedeți cum mă pune la pocăință copilul meu, nu? Ăia de aproape vin și te pun acolo unde trebuie să fii. Vin cei din biserică, judecată mai aspră. Și spun, băi, tu ești cu tare, tu slujești din cuvânt, tu n-ai dreptul să faci lucrul ăsta, mă. Că dacă diavolul te lovește și tu cazi, îi vai de tine, cu tine cad 10 sau 100, mă, și tu nu trebuie să cazi, mă, și în cei din jur, și te ajută Dumnezeu prin ei să știți. Pentru că spunea cineva odată că trebuie pentru un bob de grâu bun, trebuie șepte mantale de pleavă. Și sunt în biserică șepte mantale de pleavă și atâta te coc și atâta te năcăjezi de numai. Dar colo acolo, să acolo. Și pleava să poate, cum scrie Biblia, să transforme în grâu, dar să acolo. Și trebuie Domnul să te prelucreze prin ei. Dar judecata mai aspră va fi, să știți, la final, când vine stăpânul și zice, ai spus asta, ai făcut asta, ai spus asta, ai făcut asta. Așa că mântuirea fraților este numai prin har, nu prin merite și rugăm pe Domnul să aibă milă de noi, de toți. Amin. Vreau să-mi iau și rămas bun de la dumneavoastră, nu știu dacă până luni când noi plecăm ne vom mai vedea în formula asta, dar zic Domnul Iisus să vă binecuvinteze, vă iubim și ne bucurăm cu voi întotdeauna când ne vedem. Să rămână valabil numele bisericii acesteia. Aleluia! Aleluia! Lăudați pe Domnul! Amin!